Bine ați venit în bucătăria lui Adi Joe! Pregătim spumă de căpșuni astăzi, o rețetă super rapidă cu doar două ingrediente. Și folosim 500 ml frișcă lichidă îndulcită și 300 de grame de căpșuni. Începem prin a pasa căpșunile. Acestea au fost curățate, spălate și înjumătățite. După pasarea căpșunilor, sosul se poate strecura dacă doriți. Urmează să batem frișca. Eu folosesc frișcă lichidă îndulcită, așa că nu avem nevoie de zahăr. Aceasta este rece de la frigider, la fel și bolul în care se bate. Puteți înlocui frișca lichidă cu smântână pentru frișcă, dar în acest caz va trebui să folosiți zahăr. Putem să oprim mixerul și adăugăm căpșunile pasate. Adăugăm sosul treptat și îl încorporăm amestecând ușor cu o spatulă sau un tel. Spuma de căpșuni este pregătită și se poate servi imediat sau de la frigider. Puteți adăuga bucățele de căpșuni dacă doriți. După cum ați văzut, rețeta este una foarte rapidă și sper să vă fie de folos. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like și share acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Joe și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!